De proprietari vor putea cere instituirea unei ipoteci pe apartamentele celor care nu plătesc întreținerea. Asta va face ca proprietarii să nu-și mai poată vinde casa până când nu sunt achitate sumele restante, potrivit noii legi a asociațiilor de proprietari. Proiectul mai prevede obligativitatea proprietarilor în situații de urgență să deschidă ușa șefului de scară, astfel riscă amenzi până la 3.000 de lei. Sancțiuni pot primi și cei care nu participă la ședințele de bloc. Administratorii se tem că noile prevederi vor crea haos. Potrivit noii legi, dacă un rău platnic nu achită întreținerea timp de 3 luni, se poate pune o notificare în cartea funciară și nu mai poate vinde apartamentul. Apoi ar putea chiar să piardă casa. Administratorii spun că traseul până la recuperarea banilor nu este totuși ușor. Dacă legiuitorul ar fi vrut să ajute, făcea o lege mai aspră. În sensul că dacă n-au plătit 3 luni, îi acționăm în judecată. Mai stăm 3 luni, nu au plătit în 6 luni, atunci să fie evacuați. Locatarii care nu le permit administratorilor să intre în casă pentru verificări sau reparații riscă și amenzi de până la 3.000 de lei. Am avut și eu asemenea cazuri, n-au vrut să deschidă ușa nici pentru spargere de țevi, deci în cazul în care s-au inundat, nu stătea cu legea în mână, le arăta, n-aveți voie să intrați la mine. Poate că știind că este vorba de amenzi, vor deschide. Noua lege mai prevede că proprietarii care își închiriază apartamentul vor trebui să anunțe asociația în cel mult 10 zile de la semnarea contractului. De asemenea, la bloc vor putea să se înființeze și asociații de chiriași. Prin lege mai este reglementat și faptul că cei care locuiesc la primul nivel vor fi scutiți de la plata cheltuielilor pentru lift. În plus, asociațiile de proprietari vor fi obligate să constituie un fond anual de reparații, precum și un fond de rulment. Nu putem să ne jucăm cu viața la bloc. Cu sancțiuni astea. Au zis acolo că fondul de rulment e obligatoriu. Da. Păi operați. Asta înseamnă că mă obligi pe mine să scot din buzunar niște bani. Da? Pentru ce? Dacă eu îmi plătesc întreținerea la timp. Potrivit noi legi, proprietarii nu mai pot face lucrări exterioare pe cont propriu. Orice modificare la fațadă trebuie făcută întregii clădiri.